Într-o țară modernă, membra Uniunii Europene, e demodat să folosim cuvântul minoritar când ne referim la o minoritate etnică, consideră primarul Târgu Mureșului Dorin Florea. Acesta crede că acest cuvânt nu are ce căuta în actele normative și nici în limbajul uzual al târgumureșenilor. Deci eu ați cere ca acest termen să fie scos din toate, din Constituție, din legi, din absolut orice. Pentru că nu e așa. Din moment ce de mic ți se bagă în cap această idee că ești minoritar, ăsta e blestemul de care vă spun de totdeauna, care îi se inoculează unui tânăr, copil, care n-are nicio vină să-i legi acel stigmat. Primarul consideră că, indiferent de etnie, toți sunt cetățeni cu drepturi egale și singurele diferențe între etnii sunt cultura, limba și tradițiile.